La Muzeul Dunării de Jos a avut loc vineri, începând cu ora 13, vernisajul expoziției de artă plastică Cristi Șijman. Arta lui Cristi Șijman înseamnă nu numai pictură, ci și colaj, ambele evaluate în expresia unei avangarde, în cadrul căreia primează conceptul și redarea directă a unei idei. Cristi Șijman revine în țară cu expoziția de la Muzeul Dunării de Jos, care arată publicului preocupările sale în a fi diferit în fiecare lucrare în care caută noi sensuri existențiale. Expoziția rămâne deschisă până pe data de 25 august 2019. Este pentru noi un eveniment deosebit datorită faptului că domnul Cristi Șijman, pe care l-am cunoscut în urmă cu câteva momente, este călărășan. Sensibilitatea domniei sale pentru frumos este una acerbă, că este un artist care întotdeauna caută noi modalități de expresivizare a imaginii. Nu este un artist care se cantonează pe o anumită temă. Îmi place foarte mult elasticitatea vizuală de care dă dovadă și este foarte ancorat în contemporaneitate și în propriile sentimente. Fiecare lucrare este diferită de cealaltă, fiecare lucrare vorbește de însăși ființa pe care artistul o așează pe suprafața bidimensională, care este de fapt trăirea lui. Spune în viață că sunt lucruri pe care le spui și nu poți să le faci și lucruri pe care le faci și nu poți să le spui. Astăzi, în momentul ăsta, mi-am dat seama că am dictat un tablou cu o valoare ieșită din comun. Un tablou care este dictat în... Mă iertați. În suflet, în inimă și în conștiință. Oamenii de aici formează tablou vieții mărbării.